Poate cu oamenii ar înțelege mânia dumnezească. Când ești mincinos, să-ți iasă bube. Când ești hoț și viclean, să arăți ca o broască. Când ești parșiv, să arăți ca un șarpe. Când ești vicios, să arăți ca un porc. Imediat ai ține la corectura vieții că nu ai putea suporta să arăți ca dihania pe care o reprezinți prin muncile care te chinuiesc și neputințele pe care le ai. Dar Dumnezeu ne-a lăsat perfecți și frumoși. A spus trupul ăsta, știți voi că e templul Duhului Sfânt? Știți voi că e casa sufletului? Nu-l bajocoriți pe el! Pentru că cel ce batjocorește templul acesta și Dumnezeu îl va batjocori pe el. Și spune acolo o chestiune de mare finețe. Vai de cel ce va cădea în judecata Dumnezeului, celui viu când se va judeca cu el. Să căutăm să n-ajungem înaintea stăpânului nici cu 100 de dinari, nici cu 10.000 de dinari. Sau talanți, ce să ăștia, talanți, pardon. De ce spun lucrul ăsta? Cu Dumnezeu e bine să te împaci pe timp de pace, Isaac Siru, ca El să fie lângă tine mângâietor în timp de primejde și necaz. Erau doi, tot la un împărat au ajuns. Împăratul știa că sunt procesomani vechi și nu se mai satură de făcut jalbe la împărăție. Și ca să poată scoate în evidență pe cel mai rău dintre cei doi răi, a zis așa. Bă, tu care ai venit ca împricinat, fă-mi următorul lucru. Gândește-te la semenul tău să-i dau o pedeapsă dublă ca a ta. Că oricum vă pedepsesc pe amândoi. Și a stat și a gândit înveninatul mult și a zis așa, împărat, mie să-mi scoți un ochi. De ce? Ca celuilalt împricinat să-i scoată pe amândoi. Și împăratul a spus, nu, lua asta taie capul și pe alălalt slobodel. Pentru că n-a găsit semnul iertării. A găsit semnul răutății, a găsit semnul vanității, semnul îndrăznelii și a obrăzniciei. Și împăratul nu suferă treaba aceasta. Nici Dumnezeu. De aceea el ați văzut pururi își bate joc de noi creștinii, Dumnezeu, și voi spun, părinte, eu vi-l repetați lucrul ăsta, îl spun cu cea mai mare sinceritate. Ascultați cu atenție pentru acasă această temă. Și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Câți din dumneavoastră vă socotiți iertați? Sau v-ați putea socoti iertați dacă ați putea trece cu vederea tot ce vă ranchiunează împotriva cuiva? Deci în momentul când noi stăm de vorbă, putem fi oricare dintre împricinați. Și cel cu 10.000 de talanți și cel cu 100 de dinari. Poate i-am iertat pe unii, dar tot mai avem pe cineva care îl ținem la index. Te uit, te iert, dar nu te uit, te iert, dar te țin minte, te iert, dar te am în vedere, te iert, dar te am la catastif, cum se spune. Și ca să poți ierta total, trebuie să fii ca Dumnezeu, să le miți pe Dumnezeu. Și pentru asta trebuie muncă, trebuie voință, trebuie tărie de sine, trebuie caracter, trebuie luptă. Dar Evanghelia de azi nu ne arată că e vorba de o neiertare. E vorba că este aici un abuz. Că nu l-a iertat, nu l-a iertat. Și noi poate nu putem ierta total și mai avem mici umbre de îndoială asupra celui care ne-a făcut rău și îl ținem la distanță. Dar ăsta s-a dus până la a-i băga femeia în pușcărie și familia. Și noi am întâlnit mizeria asta în societate în ultima vreme. Toate poveștile astea politice cu deneau, cu cătușe, cu figuri, cu prostii, cu gunoaie, tot felul de răzbunări unul pe celălalt, în loc să duci țara unde trebuie să faci ceva pentru poporul ăsta umil și neputincios, tu stai și faci, îți plătești polițe unul celuilalt. Gunoaie pline de bani și lipsite de bun simț. Deci e cam aceeași Evanghelie. Un alt împărat a dat o lege foarte aspră în ținutul lui și a spus așa.
De astăzi înainte, oricine greșește, îi se scoate un ochi. Cine greșește a doua oară, îi se scoate celălalt ochi. Și cine greșește a treia oară, îi se taie cap. Guvernanții rapid au votat-o, pentru că au zis așa, împăratul e corupt, fiul lui cel mai mare mizerabil din împărăție și obligat va abroga legea, că nu poate să se atingă de fiul său și implicit scăpăm și noi. Și prin asta au crezut că l-au prins pe împărat la mână. Însă împăratul n-a gândit așa. Abia au așteptat consilierii împărătești să-i spună, fiul tău a făcut asta. Mâine dimineață facem divan împărătesc, băgați-l în temniță și aduceți-l la judecată. Împăratul s-a pus pe tron cu toată suita, călăul era acolo cu tipsia și cu cuțitul de scos ochiul, cu piesa cu care avea să-i o bage în găoacea ochiului să-i scoate globul ocular, ca pedeapsă. L-a adus pe împricinat pe unicul fiu al său, care trebuia să fie moștenitorul în față, legat în lanțul, și a spus, spune-ți ce s-a întâmplat. Păi împărate, nu se poate luminăția ta, rămâne împărăția fără moștenitor. Nu se poate așa ceva, cum să faci așa ceva? Nemernicilor! Ați crezut că dacă e fiul meu, aplic legea altfel? Călăule, scoate-mi un ochi mie, pune-l pe tipsie. Mai bine un împărat chior și drept decât un împărat care vede strâm. Prindeți-l pe fiul meu și scoateți-i celălalt ochi. Iar de va greși să-i scoateți și pe celălalt. Mai bine un împărat orb care nu vede să conducă o împărăție decât unul care a orbit de putere și nu știe să conducă o împărăție. Ca temă pentru o casă, câți ochi ar trebui să le scoatem noi la politicienii noștri care văd și conduc aiurea. Deci, vedeți? Totul pleacă din conștiință. Conștiința te bagă în temniță și îți înmulțește numărul de datorii. Varga care scrie, biciul lui Dumnezeu, trezvia lui Dumnezeu din om, viața via lui Dumnezeu din om, este bara roșie cu care este însemnat sufletul atunci când a fost pus în om, cu puterea înțelepciunii dumnezești și a cunoașterii de sine. De aceea Isaac Sirul spune, cine se cunoaște pe sine, pe ceilalți i-a câștigat, i-a învins. Pentru că știi să stăpânești lucrurile după lege și sub lege. Pe cei ce sunt sub lege îi găsești sub har și sub putere. Iar cei ce sunt în afara legii sunt tai fără de lege. De aceea spune psalmistul David în psalm, fără de legea mea eu o cunosc. Și noi ne complacem în această fără de lege. Pentru că am fost învățați 50 de ani sub comunism să spunem minciuni. Și era o minciună îngrădită în baremele legii. Atât cât permitea legea să nu greșim cumva prea mult. Cum se vorbea pe vremea aceea care mai sunteți și ați fost uteciși de autocritică. Te sculai ca un măgar în picioare și îți făceai singur autocritică, nici tu nu credeai ce spui, dar se consemna acolo în hârtie și era iertat și de mâine furai la fel, dar mai atent. Ei! Când am scăpat la democrație, noi am uitat un lucru. Cu un adevăr pe jumătate, o minciună mai periculoasă decât o minciună propriu-zisă. Și am uitat că orice adevăr nespus la timp devine mai periculos decât un adevăr nespus deloc. Cum vedeți voi scris câteodată prin ziare? Au trecut 30 de ani de la Revoluție și nimeni n-a găsit făptașii Revoluției. Și cu ce te încălzește pe tine acum dacă îți arată făptașii Revoluției? La ce îți folosești când o țară s-a înstrâmbat de tot și a luat-o aiure pe arătură, n-are nicio direcție? Ce mă încălzește pe mine? Că știu cine e făptașul. Eu sunt făptașul. N-am conștiință, n-am demnitate, n-am umanitate,
N-am frică de Dumnezeu, n-am credință, nu sunt sincer, nu sunt curat, eu sunt corupt în conștiința mea și în măduva oaselor mele. Și degeaba mă interesează cine e corect în fața mea sau cine nu e corect. Ce spune la spovedanie? Cel din tâi păcătos sunt eu. Cred, Doamne, și mărturisesc cu adevărat că acesta e prea curatul cu Tău, prea scump sângele Tău. Și mă rog, iartă-mi greșeala aceea cu voie și fără nevoie. Pe mine cel păcătos, eu care cel din tâi sunt eu. Dacă am vedea lucrurile așa, răul ar dispărea. Noi clocim răul sub noi, cum spunea la țară, când era câte o babă de asta mai bătrână, și spunea, bă, nu te du la aia că aia îl clocește pe dracul sub soară. Noi clocim pe dracul în conștiința noastră. Acolo îl împletim cu fune de busuioc și credem că el e înger. Nu. Proverbul acela cu dracul care treci puntea și te faci prieten cu el până pe capul celălalt, nu te faci prieten cu el, rămâi pe veci cumnat. El nu mai pleacă niciodată, doar îi de ajuns să-i întinzi mâna. Tocmai de aceea, cel care a ieșit cu o căruță de păcate, a încercat să-l ucidă pe cel care avea o infimă datorie. Că atunci când tu nu știi ce înseamnă durerea, după proverbul popular, cine nu-i mânca de rele, nu știe cânta de jele, și dacă el ar fi fost pedepsit să stea măcar o zi în pușcărie, îl înțelegea pe celălalt care l-a închis. Dar dacă a fost iertat, el nu știa. Și a zis, a apărut și un terțium, o variantă mai nouă. Nu-l putem băga în pușcărie, că nu suportă detenția. E o taină și asta.